De când sunt în Marea Britanie, studiez continuu. Dar ca să studiezi, ai nevoie de resurse. Ai anumite fantome emoționale și profesionale care te-au urmărit de Moldova în Londra? Republica Moldova, când eram, aveam careva îngrijore și era o instabilitate foarte mare. Nu era siguranță ziua de mâine. În Moldova nu puteam să-mi controlez viața. Aici pot să-mi controlez. Începutul unei reforme a justiției în Moldova. De schimbare clasei politice. Moldova are nevoie imperativă de un lider național puternic. Moldova merită un viitor mai bun. Salutare, stimați privitori, și bine v-am găsit la un nou produs al proiectului Direcția Succes. Este vorba de interviuri cu persoane aflate în diaspora, dar care au reușit să se afirme în diferite domenii, acolo unde sunt ei, și să demonstreze că moldovenii sunt într-adevăr cei mai buni. Azi îl avem și vorbim cu Sergiu Sagaidac. Ca să nu te prezint eu, ca să nu asum unele chestii, te-aș ruga, Sergiu, îți spun salut. Salut, Marius. Te-aș ruga să te prezinți tu. Cine ești, în ce domeniu activezi și cum te-ai prezenta? În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitația de a participa la acest interviu. Spune Sergiu, sunt specialist în domeniul conformității, inclusiv prevenirea spălării banilor, inclusiv managementul riscurilor. Sunt în Marea Britanie din noiembrie 2015. Marea Britanie la moment activez în cadrul unei instituții financiare, în calitate de șef al departamentului conformitate. Îmi place ceea ce fac. Îmi place viața de aici și cu mare plăcere voi împărtăși din experiența mea de aici. Cum ți-ai petrecut tu copilăria? Am avut o copilărie, cred eu, frumoasă. A fost una destul de interesantă. De mic copil mi-a plăcut să studiez. Apropo, acesta este un element important pentru a face o carieră de succes în Marea Britanie. De mic copil lucram. Probabil cel mai mare avantaj sau fapt care m-a ajutat foarte mult să reușesc în Marea Britanie a fost faptul că am studiat engleza de mic copil. Am posedat-o, cred eu, destul de bine. Cu această ocazie, probabil trebuie să-i spun o mare mulțumesc profesoarei mele de limba engleză. Să nu fost dumneavoastră, poate n-ajungeam în ziua de astăzi unde sunt. Dar cum ai venit în domeniul ăsta financiar-bancar? În Moldova activam în domeniul bancar. Respectiv, când am venit în Marea Britanie, căutam să continui cariera la fel în domeniul financiar. Apropo, am continuat aceeași profesie, același domeniu. În Republica Moldova, la fel, activam domeniul conformității, care acoperea inclusiv și acest subdomeniu de prevenire și combatere a spălării banilor. Reșind din faptul că aveam deja careva experiență în domeniul conformității în sistemul bancar de Republica Moldova, aveam careva cursuri de perfecționare în Luxemburg. În 2012 am reușit să-mi securizez un prim rol în domeniul acesta de conformitate. Ca ulterior deja să progresez aici în Marea Britanie. Dar da, experiența mea din Republica Moldova m-a ajutat să continui parcursul meu profesional în Marea Britanie. Dar de mic știai că vrei să faci anume finanțe și economie? De mic copil, de fapt, vroiam să devin diplomat. Pentru asta și am plecat la Facultatea de Relații Economice Internaționale, unde studiam inclusiv diplomația, unde studiam inclusiv toate, absolut, fără excepție, toate obiectele în limba engleză.
teza de licență am susținut în limba engleză examen de stat, doar că când am absolvit, probabil din cauza că era destul de dificil pe cele timpuri să securizez un job în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, n-am reușit în acel moment. De aia am, în schimb, reușit în sistem bancar. Și primul meu job, primul meu rol în sistem bancar a fost de asemenea în domeniul legat de prevenire spălării banilor. Și astfel am continuat acest parcurs în domeniul prevenirii spălării banilor, după care am extins area mea de cunoștințe, am extins domeniul meu de experiență la funcția de conformitate, care acoperă mai multe subdomenii pe lângă domeniul de prevenire spălării banilor, inclusiv în domeniul managementul riscurilor. Cred că așa a fost așa o coincidență reușită. Cum de, și apropo, faptul că am început în domeniul conformității în Republica Moldova m-a ajutat să-mi securizez rolul aici în Marea Britanie, pentru că funcția de conformitate este în vogă. Este o cerere mare pe piață pentru specialiști în domeniul conformității. Spre deosebire de alte roluri în domeniul financiar bancar, spre exemplu, cum ar fi creditare, piețe, etc. De câți ani ești plecat în Londra? Din noiembrie, după cum am menționat, din noiembrie 2015. Ok. Și de ce ai ales să pleci totuși din Moldova? Doream să plec din Moldova chiar cu vreo 5 ani înainte de a fi zburat pentru prima dată în Marea Britanie, încă din 2010. Dar atunci, în 2010, am zis să mai ofer o șansă. Speram, cum spune speranța mare ultima, speram că lucrurile se vor schimba spre bine, că va fi posibil și în Republica Moldova de avea o carieră de succes, probabil, de avea un viitor. Dacă nu, totdeauna în viață prefer să încerc să ofer orice șansă posibilă, ca apoi să nu-mi pară rău că n-am încercat. Cred că s-a meritat să mai stau încă 5 ani, pentru că pentru mine a fost 5 ani de experiență. Apropo, 5 ani de experiență care a fost luat în considerare în Marea Britanie. Au fost 5 ani de experiență, aș spune eu, experiență pe locuri provocatoare, experiență pe locuri dureroase, dar totuși aceea era o experiență, dar până la urmă cred că da, s-a meritat. Eu consider că tot ce se face, se face spre bine. Și dacă n-ar fi fost acei 5 ani de experiență, poate n-aș fi fost în ziua de astăzi în Marea Britanie și n-aș fi obținut ce am obținut. Da, uite că ești deja de 5 ani în Marea Britanie. Ce schimbări ai observat la viața ta personală, profesională, odată cu schimbarea anturajului, schimbarea locului de trai? Schimbări spre bine, absolut totul s-a schimbat. Dar spre bine? Da, desigur spre bine. Să începem cu pe plan profesional. Am crescut, am progresat. Am avut posibilitatea să acumulez o experiență care Republica Moldova cred că n-aș fi avut oportunitatea să o acumulez. Spre exemplu, ultimul meu rol în Republica Moldova a fost de șef secției conformitate și reglementări în cadrul unei instituții bancare. La moment am reușit să progresez până la funcția de șef departament conformitate. Adică este o creștere calitativă. Nu mai vorbesc de faptul că Republica Moldova permanent era în datorii. Aici am avut bună oportunitate nu doar să închid toate datoriile care le aveam, dar și să fac multe economii. Dacă ne referim la domeniul financiar, pe plan financiar. Pe plan personal, am avut posibilitatea să mă dezvolt. Și apropo, am posibilitatea să mă dezvolt continuu și de când sunt în Marea Britanie studiez continuu. Dar ca să studiezi, ai nevoie de resurse financiare pentru a investi.
Moldova nu era posibil, iarăși, atâta timp cât nu îți poți acoperi basic needs, necesitățile de bază. Da. Aici ai posibilitatea să-ți formezi un buget sustenabil, să faci economii pentru a investi în tine și astfel mă dezvolt continuu. Care a fost primul tău job ocupat acolo în Anglia? Primul job a fost în calitate de consultant, ofițer conformitate în cadrul unei instituții. Okay. Apropo, cu oficiul în cea mai dezvoltată zonă a Londrei, în Mayfair, a fost o experiență foarte, foarte plăcută. La început, evident, pentru a mă afirma și pentru a forma un background, lucram foarte mult, câte 12-14 ore. Erau perioade când dormeam în oficiu, lucram nopțile. Dar schimba mi-a oferit rezultatele scontate. Am acumulat experiența necesară ca să pot ajunge unde am ajuns astăzi. Ai anumite fantome emoționale și profesionale care te-au urmărit de Moldova în Londra? Republica Moldova, când eram, aveam careva îngrijorări. De ce ordin? Și de ordin profesional. Mai mult de ordin profesional în Republica Moldova, dacă se poate numit așa. Datorită faptului, pentru că era o perioadă destul de zbuciumată, mai ales în sistemul bancar, în perioada anilor 2014-2015, anume și de aceea, probabil și m-am motivat să fac acest pas, să plec. Perioada aceea care e foarte zbuciumată pentru Republica Moldova. Și era o instabilitate foarte mare. Nu era siguranță ziua de mâine. Aici, în Londra, vezi o siguranță, o stabilitate? Desigur, desigur. Este stabilitate, este previzibilitate, știi ce te așteaptă mâine. În Moldova nu puteam să-mi controlez viața, aici pot să-mi controlez. Cred că asta e cea mai mare schimbare, dacă să vorbim la nivel de concept, high level. Aici, într-adevăr, poți să-ți controlezi viața. În Moldova, deseori, medii te controlează pe tine și nu tu nu-ți controlezi singur soarta. Dar aici, într-adevăr, ești stăpânul vieții tale, ceea ce îmi place. Evident, nu sunt îngrijorări spre deosebire de Republica Moldova. Ce ține de regrete, nu sunt sigur dacă există vreun om care n-ar avea regrete. Și dacă ar zice că nu le are, probabil n-ar fi sincer, inclusiv n-ar fi sincer cu el sau cu ea însăși. Evident, regrete sunt. Nu regret faptul că am avut parcursul care l-am avut, pentru că chiar așa vorbim de odată ce fapte, rezultatele sunt cele scontate, înseamnă că parcursul și direcția a fost bună. Sistemul ăsta bancar, financiar bancar, cum se diferențiază cel englezesc de cel moldovenesc? Principalele detalii tehnice, care ar fi? Eu aș spune prin digitalizare. Este înaltă digitalizat, spre deosebire de cel la Republica Moldova. Aici îți poți deschide un cont simplu, doar la un click distanță fiind de acasă. Nu este necesar să pleci în filială unei sau sucursală unei instituții bancare precum Republica Moldova. Sunt posibilități de identificare, verificare identității utilizând telefon mobil și aplicații de verificare identității, care în mare parte se utilizează în Marea Britanie. În Republica Moldova încă se mai practică utilizarea intensă a documentelor pe suport de hârtie și ștampilor, ceea ce nu este cazul aici în Marea Britanie. Acolo ștampilul a fost înlocuită cu ce anume? Aici nu se utilizează ștampile deloc. A fost înlocuit. Ok, ștampile este un mod de, să zicem, de autentificare a unui act. Aici autentificarea se face simplu prin semnătură digitală. Și a fost înlocuită cu semnătură persoane autorizate de a autentifica. Da, sau fie semnătură digitală sau semnătură pe
pe suport de hârtie, care ulterior de asemenea se mai scanează, se transmite prin poștă electronică. Aici sistemele, procese sunt mult mai flexibile decât Republica Moldova, chiar reglementările, să luăm așa. Reglementările sunt bazate pe anumite principii, rezultate care urmează a fi atinse de fiecare instituție financiară. În Republica Moldova reglementările sunt foarte prescriptive. Prescriptive înseamnă să se spune pas cu pas ce să faci. Aici îți spune, spre exemplu, trebuie să atingi principiul ăsta, să păstrezi integritatea pe piață. Atât timp cât tu atingi principiul ăsta, treaba ta ca instituție financiară, cum tu atingi acel principiu. Atât timp cât nu atât timp cât respecti integritatea de piață. De asemenea, în cea Marea Britanie, având un regim, un sistem mai flexibil, spre deosebire de cel de Republica Moldova, aceasta facilitează foarte mult inovațiile. Te referi la angajați, da? Da, mă refer și la angajați, apropo, la relațiile contractuale cu angajații, dar mă refer și la modul de a face afaceri. Ce țin de angajați, chiar aceleși raporturi contractuale pot fi făcute prin intermediul corespondenței electronice. Spre exemplu, Republica Moldova neapărat trebuie să ai un contract unde sunt stipulate obligațiile și responsabilități, termeni și condiții, semnat de două părți, ștampilat. Aici, în Marea Britanie, rapoartele de muncă pot fi făcute și printr-o simplu e-mail electronic. Desigur, ulterior se formalizează, poate fi formalizat și în cadrul unui contract, doar că se face mult mai simplist. Cel contract, spre exemplu, iarăși nu trebuie să fie ștampilat, poate fi semnat și scanat și transmis prin poștă electronică și are valoare juridică. Când Republica Moldova, pentru a fi recunoscut din instanța judecată, neapărat trebuie să fie cu ștampilă umedă, cu semnătură. Adică lucrurile sunt mult mai simple în Marea Britanie, spun eu. Însă și instanțele de judecată, spre exemplu, aici recunosc ca probe admise în instanța de judecată, spre exemplu, o gamă mai mare de probe, inclusiv corespondență electronică. Viața e mult mai ușoară aici, în Marea Britanie, spre deosebire de Republica Moldova, anume datorită faptului cum este sistemul, cum sunt procesele, cum sunt legile și reglementările la ei. Și mare parte toată legislația și toate reglementările sunt axate pentru oameni, pentru a simplifica viața omului și viața consumatorului, de servicii, inclusiv servicii financiare. Dar ieșind din acest sistem financiar, ce practici bune ai văzut în mediul de viață din vest și ai vrea să le vezi la, în Moldova, la Chișinău, la alte orașe? Probabil ce ține de justiție. Când ne referim la justiție, ne referim la integritatea instituțiilor de stat, la independența instituțiilor. Asta este direct proporțional cu dezvoltarea economică în un stat și cu nivelul de trai. Atât timp cât instituțiile își fac bine treaba, bine meseria, nu sunt influențate de diferiți factori, ele asigură un echilibru în societate. Vorbim de aceleași instanțe de judecată care, dacă sunt integre, atunci există o previzibilitate, iar vorbim de siguranță în ziua de mâine, că un contract care îl ai, el va fi respectat. Dar va fi respectat de ce? Pentru că există, să zicem așa, o frică în sensul bun al cuvântului de instanțele de judecată, de instanța de instituție de stat. Pentru că dacă cealaltă contraparte are frică că în caz dacă nu onorează obligațiuni conform contractului, merge în instanță și va fi impusă să respecte contractul, să achite anumite daune suportate din cauza nerespectării contractului, atunci această frică, iarăși în sensul bun al cuvântului, este cea mai bună motivare pentru toți actorii de a respecta un contract. Și deseori aici nici nu se ajunge la examinarea litigiilor în instanță judecată, dar se, anume din cauza fricei față de un proces de judecată, se examinează pe cale extrajudiciară litigiile în mare parte. Și iarăși examinăm pe cale extrajudiciară, un litigiu se soluționează mult mai rapid. Da, de unde ai vedea tu începutul unei reforme a justiției în Moldova? Pentru că se vorbește de ani și ani și ani de zile. Aș vedea
De unde? Prin voință, prin schimbarea clasei politice. Voința adevărată de a schimba lucrurile în Republica Moldova. Nu doar mimarea reformelor, dar este foarte important, într-adevăr, să se creadă că ele sunt necesare. Dar se începe totul de sus. Este așa chiar un concept care se utilizează în domeniul conformității, se numește tonul de sus. Se începe totul de sus, de la elita politică, de la clasa politică, care trebuie să ofere un ton corect. Și doar oferind acest ton corect este posibilă o reformă adevărată și veritabilă a justiției. Și prin niște persoane în fruntea instituțiilor de drept, care într-adevăr să fie independente, neinfluențabile, inclusiv de clasa politică. Doar cred că așa ar fi posibil de făcut o reformă veritabilă a justiției Republicii Moldova. Dar iarăși, această reformă este necesară dacă vrem să avem o dezvoltare economică, să avem un nivel de trai mai ridicat, pentru că ele sunt direct proporționale, depind una de alta. Dacă nu există încredere în instanțele de judecată, spre exemplu, și în sistemul de justiție Republicii Moldova, și investitorii vor fi reticenți să vină într-un stat să investească sume colosale de bani unde nu vor fi siguri că afacerile lor sunt protejate, că contractele vor fi respectate și instanțele judecată vor aplica corespunzător prevederile celor contracte care le-au semnat. Înțeles. Există conceptul ăsta în Singapore că, mă rog, acolo prim-ministru a fost ales o persoană foarte, foarte, foarte incoruptibilă și o persoană care ar băga la pușcărie chiar și pe cei mai buni prieteni ai lui pentru a scăpa de corupție. Crezi că ne-ar trebui și nou așa un lider în sistemul politic sau în justiție? Da, eu cred că Moldova are nevoie imperativă de un lider național puternic. Și cred că orice schimbare majoră se începe cu un lider național puternic. Dar până acum în istoria Moldovei, crezi că a avut vreun lider național puternic? N-ar spune. Recent, ultimele evoluții sunt destul de promițătoare și sperăm să nu dezamăgească așteptările a 1 milion de oameni. Ok. Ce vise ai tu pentru viitorul tău ca persoană, viitorul tău profesional? Ar zice că o parte din vise care le-am avut deja s-au realizat în mare parte. S-au realizat prin faptul că am reușit să ajung la anumite înălțimi la care poate nici nu visam cu mulți ani în urmă. Am ajuns să am o carieră în străinătate. Acest vis l-am începând cu 2012, când am fost la studii în Luxemburg și am obținut o calificare în domeniul conformității prima din viața mea. Și atunci mi-am dorit să plec în străinătate, să am o carieră. Acesta a fost visul meu. Acum mi-aș dori să... Poate aș avea un vis ce ține de ordin personal. Să-mi temez o familie, posibil. Acesta ar fi visul meu. În rest, ce ține de domeniul profesional, eu consider că tot este posibil atât timp cât depui un efort, cel puțin în străinătate. Dacă depui efort, neapărat strângi rezultate pe măsura așteptărilor. Doar în plan personal mi-aș dori să-mi temez o familie. Ce ține de cel mai mare vis al meu ar fi ce ține de Moldova. Dacă să luăm așa ca vis, sper să se realizeze pe simplu motiv că Moldova merită un viitor mai bun. Oamenii merită să fie fericiți. Îmi doresc ca Moldova oamenii să fie poate mai curajoși. Să înțeleagă că poți fi fericit doar atunci când cel alături de tine este fericit. Asta ține de mai mult de o schimbare a modului de gândire. Așa este Marea Britanie, apropo. În societatea lor se educă de mici copii să fie empatici,
solidari cu cei de alături, să se susțină. Asta îmi doresc și asta este visul meu. Poate nici nu este o dorință, dar chiar este visul meu să oamenii să înțeleagă că poți fi fericit doar atunci când cei de alături de tine, alături de tine sunt fericiți. Să nu treci cu vederea unele lucruri și să fie solidari unii cu alții, să fie mai buni unii cu alții. Și acesta dar fi un vis, schimbarea mentalității și modului de gândire în Moldova. Țin minte că când eram la facultate, făceam studii în engleză, aveam profesori de la ambasada Statelor Unite, care la fel nu, mă rog, asta era la începutul anilor 2003 și care la fel ne spunea că cea mai mare problemă pentru Republica Moldova este mentalitatea. Oamenii trebuie să-și schimbe modul de gândire, trebuie să-și schimbe mentalitatea. Să înțeleagă că se poate și altfel. Să fie buni, solidari cu cei de alături. Să se ajute reciproc. Pentru că înțeleg că Moldova a trecut printr-o perioadă bulversată și mulți oameni au încercat să supraviețuiască cumva. Dar asta deja trebuie să fie domeniul trecutului și totuși trebuie să ne adaptăm la niște valori general acceptate de lumea civilizată. Nu putem pretinde că suntem civilizați, nu putem pretinde că suntem fericiți, dar timp cât cei de alături de noi sunt nefericiți. Prin dar cumva ai planul să vii în Moldova înapoi? Pe perioada scurtă de timp, poate că nu. Cândva îmi doream foarte mult, apropo, când am plecat din Moldova, îmi doream foarte mult să revin. Dar spuneam la anul revin și tot așa n-am mai revenit. Pe perioada scurtă de timp, asta înseamnă până la scurtă și medie, până la 5 ani, cred că nu. Dar pe perioada mai lungă de timp nu exclud, poate peste 5, peste 10 ani. De ce? Pentru că la moment încă sunt în proces de dezvoltare. Mai am careva planuri legate de Marea Britanie, am plinit deja 5 ani de când sunt în Marea Britanie, sunt în drept pentru a aplica la cetățenie Marea Britanie și mi-aș dori să aplic la cetățenie. Am investit foarte mult în studii, am studiat foarte mult aici și n-aș vrea eforturile care le-am depus toți acești 5 ani de zile. De fapt, aș vrea să se realizeze cu ceva frumos și să-mi ating anumite scopuri. Iarăși, nu sunt vise, sunt anumite scopuri. Pentru mine visele sunt mai mărețe, sunt mai presus de anumite scopuri. Aș reveni inclusiv din considerente de a investi în Republica Moldova. Te referi la un business? Nu exclud, da. Am un coleg de serviciu, el este din Georgia. Voi deschide o mică paranteză și mi-a plăcut o discuție cu el care și mi-a spus, uite, oamenii investesc în Georgia, s-a referit la diaspora lor georgiană de lume, investesc în Georgia, de ce? Pentru că iubesc Georgia și iubesc țara lor, de aia și investesc. Și mi-a plăcut ideea aceasta lui, adică oamenii investesc pentru că iubesc. Similar și eu aș investi pentru că iubesc Moldova și anume pentru a crea locuri de muncă, pentru a ajuta pe cei cărora soarta le-a surâs mai puțin decât mie. Tu, de fapt, din Moldova, de unde ești, mai concret? Din orașul Strășeni. Din orașul Strășeni, câți ani ai, de fapt? 35. Mulțumesc și... Mulțumesc. Ok, familia ta este aici. Tu ești singurul care te-ai detașat de... Mă rog, te-ai detașat, care ai emigrat din Moldova? Din familia mea? Da. Da. Ce spune, da, singur. Membrii familiei ce au spus? Sau cum se simt acum? Cred că sunt fericiți acum. Eu sunt, de fapt, cel mai mic. Suntem trei frați. Sunt cel mai mic. Când am dorit în 2010 să plec prima dată, mi-a venit așa idee și eram deja gata să plec. Am deschisesem și viza atunci. Stimit, împrumutasem și bani, deja vreau să procur bilet la avion. Am rămas de ce că maică mi-a rugat să rămân, că sunt cel mai mic și cum e tradiția Moldova, cel mai mic trebuie să stea lângă părinți.
Și asta m-a convins să mai rămân, de fapt, să mai ofer încă o șansă să văd, poate se vor schimba lucrurile spre bine. N-a fost să fie, dar am acumulat o experiență. Atunci, dacă, spre deosebire de perioada aceea, dacă maică-mea era foarte mult împotrivă, acum ea, de fapt, este bucuroasă. Ea a înțeles, de fapt, spre binele meu, mă dezvolt mai bine aici, în Marea Britanie, decât m-aș fi dezvoltat în Republica Moldova. Dar ce sfaturi ai avea tu pentru un tânăr care vrea să intre, să guste din acest sistem, din sistemul financiar bancar, chiar și în Moldova, chiar și peste hotare? Sfatul meu pentru un tânăr ar fi să studieze. Acesta este un parcurs și este o direcție care, la sigur, va oferi rezultate bune mai devreme sau mai târziu. De fapt, asta este și rețeta succesului meu. Dezvoltarea continuă profesională. Studiile. Asta este, apropo, un feedback care mi s-a oferit în cadrul interviurilor. Când securizam un job aici în Anglia. Este ceva care a fost o valoare adăugată pentru CV-ul meu. Anume studiile să studieze, să fac tot posibilul dacă pot să reușească să facă studii în străinătate, să facă studiile aici în Londra. Sergiu, eu vă mulțumesc de interviu. Dacă ai ceva pe final să le spui privitorilor noștri, un lucru special pentru tine, care crezi că te-a ajutat sau care crezi că îi va ajuta și pe alții, ai cuvântul. Pentru mine a fost o plăcere să particip la acest interviu, să împărtășesc din experiența mea. Le-ar spune să creadă în ei, să respecte pe toți cei din jur, să nu se teamă de greutăți, să fie determinați, să studieze și cu certitudine atunci viitorul le va zâmbi. Super, inspirațional. Bine, noi îți mulțumim și le spunem privitorilor noștri că îi vom revedea în următoarea ediție a emisiunii Direcția Succes. La revedere!